preghinilor, după cum vedeți, sunt la toaletă, la WC-ul. Fiți atenți ce trebuie să beți ca să nu vă scremeți când faceți caca. Înțelegeți? Uite, mie deja îmi vine să... Deci fiți atenți aici. Ulei din ăsta, de măsline, ni, așa curând jos, ioi că încă mă gâdă. Ioi că încă mă gâdărește. Ioi. În patru rate au căzut. În patru rate. Ioi, ce bine că mă gândărește pe cur. Un suros. Fiți atenți, ulei din ăsta, vedeți-l, e făcut la rece. E stors la rece. Bei în fiecare dimineață. Eu beau într-o cănuță din asta. Vedeți? Într-o cănuță din asta beau. Pun până aici în ea ulei de măsline și până aici storc o jumătate de lămâie. Nici nu miroasă. Își pierde caca, treaba mare și mirosul ăla, știi că este când mirosă urât, este când... Acum depinde de alimentul care îl mânci. Dar ăsta, indiferent de alimentul care îl mânci, nimic, v-aș arăta și căcatul de acolo, dar după aceea, băi, ăsta... În fine, deci băi oameni, ăsta îi dă o componență de revelanță în maț, în intestin. Ajută ficatul, ajută pancreasul. Să faci treaba mare fără să te mai scremi. Îl be. Ăsta, cum v-am spus în clipuri, că mi-aș cerut iară să stai, nu s-o auză, fleoșc, pentru că m-am pus prea în spate pe WC-ul. Trebuia să mă pun un pic, o idee mai în față, să plice direct în apă. Fșt. Înțelegeți? Nu s-a auzit așa tare, dar s-a auzit un pic. Deci ăsta îl bei dimineața, când te-ai trezit, n-are importanță. La 7, la 6, la 8, la 9, la 10. Nu are o oră fixă. Îl bei dimineața, ui ce rece mi-e la cur. Îl bei dimineața fără să te apuci să fumezi, să bei apă, nimic, pe stomacul gol. După ce l-ai băut, 10-15 minute, nimic. Te pui în pat, înapoi și te uiți la televizor sau te pui la Facebook și te uiți la comenturi. Cine ți-o da like, cine ți-o da coment, înțelegi, trece 10-15 minute. După ele 10-15 minute, liniștit, poți să bei apă, poți să bei ceai, poți să bei cafea, poți să mănânci, dar indicat îi, după ce l-ai folosit, să mănânci micul dejun. Ai mâncat micul dejun, la fiecare cum le ajută Dumnezeu. Cum le-a pus Dumnezeu în farfurie? Nu mi se văd, nu mi se vede paloșul. Uite-ți, aveți anaconda, aveți bote, aveți... Eu am paloș, m-a luat să înțeleg. Deci, după aia, dar eu totuși trec apa, dar nu... N-ajung. E bun. Deci, voi oameni,
după aia poți să mănânci. După ce l-ai luat ăsta, cam într-o oră, te taie pe-n burtă să mergi la WC. Faci caca. Deci eu spun, măi, te gâdălește pe curmă. Așa mere, mă, usuros. N-ai idee. Ăsta e un tratament care îl faci. Eu nu-l fac nici 3 luni, nici 6 luni. Eu mă duc cu el în continuare. De ce? Pentru că la italieni ei face tratamentul ăsta fără să iei dimineața ulei cu lămâie. Ei în cursul zilei pe salată au ulei de măsline și au măslină, au lămâie storsă. Pe carne, mă ascultați ce vă spun eu, pe carne are lămâie storsă. Înțelegi? Deci ei orice mâncă au. La ăsta, și la spaghete, ulei de măsline, înțelegi, lămâie, pe la ce își pune ei, că mâncă felul 1, felul 2, felul 3, primul piato, secundul piato, terțul piato și așa mai departe. Ăștia au vreo 5 piate. Pă, alo, ce credeți voi? Și luați cu tătă încredere. Am un prieten care o abuzat. Ăla bea în cavaș câte 300 de grame de ulei. O zis omul că să se facă mai repede. Bine. Cred că mă duc sus la ei. Câte 300 de grame de ulei. Fără lămâie. Mă, 300 de grame dintr-o gură, mă. Și știți ce-o pățit? I s-a îngrășat ficatul. I-o ieși niște buburuze roșii pe el, de la ficat. Înțelegi? Și-o zis către mine, bă, Nelson, am văzut în clipuri că bei din ăla, nu mai bei, că te nenorocești. Și-am zis, măi, omule, dar zic, ce tu ai pățit? Zice, da. Zice, am luat o lună de zile din ăla și m-am dus la spital cu ficatul. Păi zic, eu de 3 luni. Dar zic, cum l-ai luat? Și mi-a spus, câte 300 de grame, mă trece încă un pic de pișii, câte 300 de grame, măi omule, mă, dar ce ai vrut să faci? Uite, așa să ia ăsta. Nu, că mie mi-a zis altcineva altcumva. În fine. Deci, ăsta e bun, v-am spus. Pentru constipații, pentru să nu faci din ăla, am uitat cum se zice, să nu faci. Oamenii care stă mult jos, șoferii de tir, șoferii, taximetriștii, tot cei șoferi care stă mult jos, care stă mult la birouri, pe scaun, pe din alea, înțelegeți? Da. Sper ca... Pentru că eu am mai zis într-un clip, dar oamenii nu înțeles. Tot mi-a scris, Nelson, care e clipul ăla? Unde e clipul ăla? Acum la clipul ăsta am să-i pun titlu ulei de măsline cu lămâie contra nu știu cum îi zice la ăla, la boala aia, la cur. Înțelegeți? Nu. Mai prietenilor, nu mai pot să fac caca, am făcut. O mers în 3 rânduri. Unul lung, lung, cât caca. Ele au fost prepălițele. Prepălițele. Al doilea înjumătățit a fost mămăliga și al treilea cred că a fost ăla de ciuperci. Zoftul. Chietătare, ță-o văd dialul. Mi sunt ce strași. Încă ceva de reținut. După ce ai terminat treaba mare, nu folosi hârtie igienică. Doar în necesitatea în care ești într-un restaurant sau știu eu pe undeva pe drum. Dar mă gândesc că ești acasă. Pentru că hârtia igienică, după cum e scrie, zice că e igienică, dar conține foarte multe nenorociri. De aceea, după ce ai terminat treaba mare, intri în baie, mergi, rodie mi-ai carul,
Merg, intri în baie, iai dușul, îl pui pe jet și ni. Îi dai drumul la apă călduță, nu caldă, că n-are voie, hemoroidii, să spune. Eu nu am, dar ocolesc. Dai drumul la apă călduță și cu jetul de la ala, plimbi de sus în jos și de jos în sus pe streșina curului. Și te ui jos să vezi tătca ca opticat. Când vezi că cură apă curată, știi că ești curat la cur. Înțelegi? După care îți continui dușul. Ieși afară, te ștergi. Succes! Succes, prietenilor! Vă iubesc! Tata! Păstreașina curului de sus în jos și de jos în sus. Ia și în ea. Ni! 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 Sigur, te gădălești un pic, vezi? Ăștia, știți voi, nu vă opriți la gaură cu dușul, nu vă opriți la gaură, continuați, continuați, e tatane sau bădialul, iau!